Salut! În urmă cu 2 săptămâni am schimbat împreună pământul la mușcatele noastre. După cum vedeți, după 2 săptămâni mușcatele se prezintă bine, iar dacă timpul a fost total nefavorabil, până ieri au fost înregistrate temperaturi nocturne și de 0 grade. Schimbarea pământului este o etapă. Urmează acum hrănirea potrivită a acestor flori frumoase. Pentru o hrănire corespunzătoare a florilor noastre, a mușcatelor, am ales să achiziționez un compus chimic, un îngrășământ, o soluție nutritivă, cum este ea denumită, foarte potrivită pentru toate tipurile de plante de balcon și mușcate. Din acesta am să pun am să respect dozajul prescris de producător și voi pune o jumătate de dop din această soluție. Deci în dopul propriu, punem jumătate din această soluție. Această soluție o punem în 2 litri cu apă. Apă simplă. Închidem capacul ca măsură de protecție pentru a nu da peste sticlă și a o vărsa. Închidem și bidonul cu apă. Agităm destul de bine pentru ca soluția să se infuzeze uniform în apa noastră. Iar acum mergem să udăm. Soluția astfel preparată o dozăm la fiecare plantă în parte, în funcție de necesități. Am să pun câte 100 de mililitri de apă fiecarei plante în parte. În felul acesta asigurăm o nutriție corespunzătoare de start plantelor noastre de balcon, de apartament, mușcatelor, dar și altor plante cu flori. Este o soluție simplă și necesară, pentru că doar pământul, chiar și schimbat, nu asigură întreaga gamă de nutrienți de care plantele au nevoie pentru o bună dezvoltare. Lichidul rămas, bineînțeles că îl păstrăm și îl vom administra de fiecare dată când plantele noastre au nevoie de o hidratare. Eu le ud de regulă o dată pe săptămână. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi. Și bineînțeles, aveți grijă de florile voastre, pentru că astfel să vă bucurați de ele. Numai bine!